Bună și bine ați venit pe Tarot Ada. Pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent, descendent sau oricare altă planetă de pe harta dumneavoastră astrală în zodia Scorpion, astăzi vom face Scorpion pentru săptămâna 22-28 aprilie. Și haideți, dragilor, să vedem ce vine către voi în această săptămână. Scorpion, o energie a acestei săptămâni, depășiți un obstacol aici. Dacă aveți un obstacol de depășit, îl veți depăși în această săptămână. Haideți să vedem o energie. Bucurie și încântare. Deschideți inima și bucură-te. Wow, este o energie foarte frumoasă a acestei săptămâni. Îți extinzi orizonturile, te uiți un pic mai departe de zona ta de confort. Începi să visezi la alte lucruri, începi să te bucuri de tine. Aici te conștientizezi pe tine. Haideți să vedem, dragilor. Scorpion, bucurie și încântare. Deschide-ți inima și bucură-te. Poate ai un obstacol, poate ai inima închisă, poate nu mai crezi în iubire, poate lucruri care te-au stagnat, te-au ținut, energii care te-au tras în jos, te-au influențat. Aici mergi către bucurie și încântare în această săptămână, pentru că îți deschizi sufletul și îți dorești. Steaua, un vis ți se împlinește, o vindecare, un vărsător. Se deblochează o energie. Este posibil să te muți, este posibil să mergi într-o călătorie, este posibil să faci ceva nou. Ego, ați văzut, a ieșit întors, diavolul. S-a încheiat un atașament, o ținere cu dinții de ceva. Ați stat într-o energie stagnantă, o iluzie, o dependență, o ancorare într-un lucru mai puțin benefic. Ego. Începi să te gândești la tine și să te iubești pe tine, fără ego, fără să lași mintea să intervină. Gândești cu sufletul, intuiești bine. Dacă ai fost ținut într-o relație, într-o situație presantă în care nu ai știut ce să mai faci, este momentul să evadezi, să-ți simți libertatea. Aici este o colivie în care această pasăre este prinsă, doar că acum s-a deschis poarta la această colivie. Are posibilitatea să iasă din această iluzie, din acest blocaj. Aveți posibilitatea să acționați conform visului vostru în această săptămână. Ți se împlinește un vis. Ce frumos pentru Scorpion, 6 de aer și vindecare, 4 de aer și cavalerul de aer. Puterea la capătul setului de cărți. Ce frumos, bucurie și încântare. Foarte frumoasă săptămâna pentru voi. Aici conștientizezi blocajele pe care le ai, pe care le-ai avut și care te-au ținut. Aici îți iei libertatea înapoi, îți iei puterea înapoi. Puterea e fără ego. Te iubești 100%, fără să faci rău nimănui în jurul tău, fără să te gândești la alții, te gândești la tine și la binele tău în această săptămână, pentru că până la sfârșitul săptămânii îți vei deschide inima pentru bucurie. Bucurie și încântare. Ceva se întâmplă în viața ta în această săptămână. Aici văd o plecare dintr-o situație stânjenitoare, dintr-o situație greoaie, dintr-un blocaj. Depășești un obstacol mare. Poate nici nu știi despre ce este vorba, dar universul te protejează în această săptămână. Ești foarte protejat. Aici sunt miracole. Un vărsător, o gemeni sau balanță, un leu, un capricorn poate să aibă un cuvânt greu de spus, dar te va ajuta. Poate este o persoană care vine către tine să vindece o situație, o problemă, poate fi pe plan sentimental, pe plan profesional, tu știi în ce situație te afli și ce vrei să rezolvi, pentru că în această săptămână se liniștesc apele și se rezolvă toate situațiile pe care ți le-ai propus să le rezolvi. Citirea începe cu un paș de foc. Ești creativ, ești entuziast, ești motivat să rezolvi multe, multe lucruri.
și vei putea în această săptămână, pentru că ești protejat, pentru că ești ghidat corect și patru de spade îți aduce acea retragere, acea meditație în care conștientizezi ce ai de vindecat. Am văzut în tăiere depășirea unui obstacol. Dacă o ură, o ranchiună te-a ținut în loc, în gropi securea războiului și mergi mai departe, înconjuri cu iubire, această pasăre va ieși din colivie și se va simți liberă. Nu va mai sta încântată de stabilitate. Aici este doar o iluzie. Pasărea în colivie se simțea ca la ea acasă, dar ieșind își va da seama cât de mare este acest univers și își va simți propria libertate. Va înțelege că viața este despre altceva, nu despre stat într-un loc mic, îngust, acele cordoane energetice care ne țin blocați într-o situație materială, într-o relație, o credință învechită pe care, cu care mergem mai departe. Aici vei fi o minte deschisă, vei avea o minte deschisă să poți să aduci bucurie în viața ta. Vrei bucurie aici, văd că ieși din orice dramă, din orice tristețe, te muți, faci alte lucruri. Faci lucrurile diferit. Poate faci același lucru, dar îl faci diferit și rezultatul este diferit. Aici este puterea și lumea, dragilor. Wow! O mare transformare vine în viața voastră. Ceva se întâmplă. Aici ai o conștientizare în această săptămână. Îți schimbi viața și te eliberezi. Exact ca această pasăre care a stat în colivie până acum, strânsă, constrânsă de persoane, de situații, aici îți iei libertatea înapoi. Mult ți-a fost greu, foarte greu. Ai avut multe lucruri de făcut, ai ținut pe umerii tăi pe toată lumea din jurul tău. E timpul tău să muți. Aici joci șah cu universul și universul îți transmite că e timpul tău să muți. Să nu te mai simți copleșit, să lași în urmă ce este greu, anevoios și să mergi cu visul tău mai departe, pentru că este timpul divin pentru această schimbare. Îți schimbi viața, îți schimbi locul, îți iei puterea înapoi. Lumea, celebrezi. Celebrezi o închidere de karmă, celebrezi o deschidere de viață nouă, bucurie și încântare. Vei simți această bucurie în săptămâna 22-28 aprilie, pentru că vei avea curaj să ieși dintr-o situație presantă și să mergi către un vis. Nu te vei abate de la visul tău aici. Cavalerul de aer ne transmite că este determinat, motivat și acționează conform credințelor proprii. Fără ego, liber. Doar cu iubirea din suflet, doar cu intuiția. Aveți aici turnul și puterea și lumea. Sunt trei arcane majore puternice. În trecut, ego. Aici, steaua și ego. Multe arcane majore pentru Scorpion în această săptămână. Steaua anunță învingerea egoului. Ego moare. Se disipă și îți simți libertatea, renunți la control și te îndrepți către un vis, către o vindecare, către o relație frumoasă. Lucrurile capătă un alt sens pentru tine în această săptămână. Din tristețe, muncă, împovărare, ajungi la bucurie și încântare, pentru că vezi diferit situația, începi să o vezi cu alți ochi. Aici delegi, mai lași și pe alții să facă ce lucruri aveau de făcut, ce este pentru tine, faci și mergi mai departe liber. Te simți liber și în putere să acționezi conform planului tău divin. Ți se schimbă toată viața în această săptămână datorită unei conștientizări, datorită faptului că turnul vine, fulgeră și aduce liniște și pace după, aduce calmarea apelor, liniștirea apelor.
vei intra într-o meditație aici, te vei gândi mult la tot ce ai făcut pentru cei din jurul tău și ce ai primit înapoi. Dragilor, tot timpul Universul dorește să facă un echilibru. Dacă oferi foarte mult și nu primești nimic înapoi, tot un dezechilibru este. Trebuie să primim echilibrat ca să putem oferi în egală măsură. Aici conștientizez acest lucru. Dacă acum te gândești cât de mult ai oferit și simți că nu ai primit înapoi, gândește-te că tu ești cel care a oferit și nimeni nu te-a obligat. Oferă doar ce crezi tu că poți oferi fără să intervină ego. Pentru ca să poți primi înapoi tot ce oferi și tu. Poate chiar înzecit. Când oferim, primim înapoi tot ce am oferit, înzecit. Universul se simte dator față de noi, dar poate nu în acel timp în care oferim, pentru că atunci ne sabotăm, pentru că atunci oferim mai mult decât putem și atunci se formează un dezechilibru. Dar aici conștientizați că ați oferit prea mult și mai este timpul să și primiți, ca să aveți de unde umple rezerva. Are loc o transformare, o conștientizare, se închide o karmă, se completează și aduce victoria, celebrarea în viața voastră. O săptămână superbă pentru Scorpion. Moare ego și vine o minune în viața ta. Te bucuri, ești încântat și îți deschizi inima pentru această mare iubire, bucurie. Tot ce vine acum către tine este într-o vibrație crescută. Meditează la scopul tău. Aici ieși din orice fel de blocaj. Te deblochezi, pajul de foc aduce deblocare, aduce mutare, aduce, poate o zi pleci în munți și meditezi, poate te retragi în camera ta, citești o carte bună și te reinventezi. Îți iei puterea înapoi, îți faci curaj și perseverezi, mergi către visul tău. Haideți să vedem un sfat pentru voi. Scorpion, foarte frumoasă această săptămână, îmi place foarte mult pentru că aici conștientizezi și ai curaj să spui nu dacă simți că nu mai este pentru tine. Îngerul problemelor din trecut, multe împovărări, îți transmit că trebuie să le lași, îți transmite acest mesaj că trebuie să lași în urmă acea împovărare. Tot ce faci și ți se pare prea mult pentru ceilalți. Gândește-te la tine în această săptămână și fă ca lucrurile să se întâmple pentru tine. Pentru că aici au fost multe lucruri de rezolvat, dar nu toate erau ale voastre. Haideți să vedem. Aveți îngerul provocării. Aici Universul vă testează dacă v-ați învățat toate aceste lecții și hotărâți că e timpul să primiți ca să puteți oferi în continuare. Nu puteți oferi la nesfârșit fără să primiți înapoi. Este o provocare mare în această săptămână. Universul te testează și tu trebuie să fii cu lecțiile învățate, pentru că aici avem îngerul fericirii. Dragilor, aveți o săptămână, nu știu ce faceți, dar aveți și steaua, aveți și lumea, aveți și puterea și o mare transformare. Poate vine o persoană în viața voastră care vă dă lumea peste cap, dar este în bine. Poate este lumea voastră, poate sunteți lumea acestei persoane. Este frumos pentru voi, pentru că aveți îngerul fericirii și bucurie și încântare. Este o săptămână a bucuriei. Este o săptămână în care simți că trăiești bine, fericit și deschis. Îți deschizi inima pentru a te putea bucura pe deplin de cine ești, de ce ai și de ce vine către tine. O săptămână superbă pentru voi. Vă iubesc, vă îmbrățișez cu multă căldură și vă doresc o săptămână plină de magie. Vă pup, pa, pa!